Slăvit să fie Domnul! Vă invit să vă ridicați în picioare. Ca un exercițiu de înviorare, sunt două acțiuni care înviorează adunarea, am văzut acum. Recitirea unui verset și colecta care tocmai a trecut. Și aș vrea să recitesc Efeseni 5:15. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mă gândeam stând aici că noi trebuie să fim astăzi acasă. Fratele Octavian în biserica dumnealui, eu în biserica noastră, dar am acceptat invitația la această nuntă și am amânat plecarea la dorința fratelui Beni, care ne-a rugat, măi, avem o nuntă, hai rămâne și la nuntă. Mai ales când am auzit că Mirli, bucovinean de-al nostru și vine de acolo de la noi, a spus, haide să încercăm să-i facem o bucurie azi, nu o tristeță. În timpul în care ne-a rămas, aș vrea să avem totuși un cuvânt de învățătură din Sfânta Scriptură. Spunea fratele Octavian că familia are niște piloni așa puternic pe care îi așezată și el a vorbit de comunicare, de părtășie între soț și soție. Spunea că un alt pilon e dragostea, poate cel mai tare ăsta, mai puternic. Altul e credința, că noi suntem credincioși. Eu mi-am propus azi să am câteva cuvinte despre înțelepciune. Cu cât am îmbătrânit și am 30 și ceva de ani de când m-am însurat și eu, am văzut că tare de mare folos înțelepciunea și că dragostea sau credința nu pot ține loc înțelepciune. Dragostea are locul ei, credința locul ei, dar înțelepciunea așa are rostul ei în familie. Vorbim de exprimarea înțelepciunii. Modul în care noi dovedim că avem înțelepciune este prin cunoaștere. Un om înțelept cunoaște. Un om înțelept știe. Și în Sfânta Scriptură sunt prezentați anumiți oameni care au știut. Și aș vrea ca un chestionar așa pentru cei căsătoriți și pentru ei. Să vedem dacă noi știm câteva lucruri. În Geneza capitolul 12 cu versetul 11, Avram se uită la Sara și îi spune un lucru. Știu că ești o femeie frumoasă. Generalizând un pic versetul acesta, eu am spus că înțelept este acela care știe să aprecieze calitățile partenerului. Mai sunt aici bărbați care știu că au neveste frumoasă. Odată am făcut o provocare într-o adunare și am spus, toți bărbații care au neveste frumoasă acasă, să ridice mâna sus. Și toate surorul era cu capul la bărbat, vadă, a meu ridică mâna. Eu mă uitam la surori, nu la frați. Acum aici, la Melbourne, sunt bărbați care știu să aprecieze calitățile celuilalt și sunt neveste care știu că bărbații lor sunt meritoși. Eu am fost la consilieri multe, la familii care erau gata să destrame. Am fost într-o familie și îmi spune, domnule, bărbatul meu nu-i de nimica. Eu divorțez, eu am spus, stai ușor, stai. Și i-am pus câteva întrebări. Soțul tău e fidel sau te înșală? Și nu mă înșală, atâta mi-e trebuie să mă înșele. Bun, dar e harnic, aduce? Da, aduce. Dar are grijă de copii? Da, e un tată bun, are. Nu, de asta nu mă plâng. Dar ea voia să-mi spun altceva și mi-a spus, bun, are trei calități mari. Ne plecăm pe genunchi și mulțumim Domnului pentru ele. Sunt trei lucruri mari astea, domnule. Într-o lume stricată, bărbatul să fie credincios, neveste. Și ne-am plecat, el nu prea, dar eu m-am plecat și mă rugam ca la stăruință. Mulțumim, Doamne, pentru soțul ăsta. Știți când ne-a ridicat de pe genunchi, nu s-a mai pus problema divorțului? Pentru că partenerul de viață, soția, are niște calități. Bărbatul tău are niște calități. Știi să le apreciezi? Știi că ai nevastă frumoasă? Întreb iară. Da, știi? E frumoasă?
Slavă Domnului! Acum vă mai spun eu, când Avraam spunea lui Sara că e frumoasă, am socotit eu cu Sara avea vreo 60 de ani. Oare sunt surori aici la Melbourne de 60 de ani frumoasă? Nu întreb cine are 60 de ani, dar mă gândesc, sunt frumoasă la 60 de ani? Eu cred că în frumusețe se aplică legea întâia din termodinamică. Legea întâia din termodinamică spune că în natură nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se... Măi, o fată la 18 ani e frumoasă, măi, ca la 18 ani. Dar o femeie la 40 de ani e tot frumoasă. De unde are femeia de 40 de ani frumusețe? Aia de la 18 ani, frumusețea aia s-a transformat în frumusețe de 40. Și o femeie de 60 de ani frumoasă și una de 70 de ani frumoasă. Că la una de 18 ani frumusețea e într-un fel, la aia de 60 frumusețea e cu câteva riduri, cu câteva fire albe, așa e frumusețea. De mine ce mă deranjează e că unele de 40 vor să fie frumoase ca cele de 18. Să aranjează ca ele, merg pe tocuri ca ele, se îmbracă ca și ele, n-ai să poți, măi, niciodată. Lasă-te așa frumoasă, cum de-o da Dumnezeu la 50 de ani, că ești frumoasă. Un bărbat înțelept știe să aprecieze calitățile neveste. Și o nevastă înțeleaptă, așa se exprimă ea înțelepciunea, apreciind pe bărbații lor. Așa se facă Domnul și cu voi, amin? Amin. În Estera, capitolul 5, voi prezenta și voi vorbi de un om rău, foarte rău, care până la urmă Dumnezeu l-a nimicit. O ieșit el vesel de la împăratul, dar la poarta cetății l-a văzut pe iudeul Mardoheu, care nu-l respecta. Și spune să o umplu de mânie. Dar în versetul 10 spune totuși, a știut să se stăpânească. Sunt aici frați care știu să se stăpânească. Motive de mânie avem și eu am. Gândiți-vă, în 30 și ceva de ani de căsnicie, n-am avut motive. Am fost într-o familie în care căsătoriți de 8 luni, parcă. Băiatul i-a dat, bărbatul acum, i-a dat două palme la nevastă, și ne-a chemat acolo, m-am dus acolo, bă, dar el ce striga, ce, că-o meritat. Eu l-am luat pe după cap și am spus, măi, vin cu asta să spun ceva. Tu crezi că nevasta mea în 30 de ani nu a meritat bătută niciodată? Dar n-am bătut-o niciodată. Niciodată n-am bătut-o, nici n-am batjocorit-o. Eu nu i-am spus la nevasta mea decât pe numele ei. Și când mi-a fost grozav de dragă și când nu mi-a fost așa de dragă, dar tot pe nume și nu m-am gândit să o bat. Ce pocăință e asta, ce slujire e asta, când acasă te porți într-un fel și la amvon te porți în alt fel. Ei, mi-mi place de omul ăsta, era rău în sine și Dumnezeu l-a pedepsit. Dar la un moment critic el o știu să stăpânească. Știți, bărbați, să vă stăpâniți? Eu am întâlnit bărbați care nu știu să stăpânească. Fac morală la nevastă când e casa plină de musafiri. Când ți-am spus de atâtea ori. Sau fac educație la copii. Atunci educ el copiii ca să-i pun într-o lumină defavorabilă. Măi, lasă-mă să plece măcar musafirii. Lasă-mă măcar să treacă mânia și după aceea o să ai altă înțelepciune. Dar, în mod normal, și o femeie trebuie să știe să stăpânească. Amin? Băi, nu-ți place ceva la bărbatul tău? Eram la o nuntă odată și mâncam tot. Și nevastă s-a supărat pe el și spune, mănâncă mai încet, nu clampănii așa. Băi, ce s-a supărat? Dar eu dacă eram, tot mă supăram. Să-mi spui, dar spune, domnule, la ureche, dar spune mai frumos. Spune-mi acasă, ce? Aici unde masa plină îmi spui? Măi, femeilor, surori, trebuie să știți să vă stăpâniți. Chiar dacă ați avea voi motive, dar... Treacă momentul de mânie, nu? Bărbați, chiar dacă aveți motive, învățați să vă stăpâniți. Asta e o dovadă de înțelepciune, slavă Domnului. În Eclesiastul, parcă 8:12 spunea, totuși, măcar că cel rău face de 100 de ori rău și stăruiește în el, eu știu că fericirea este pentru cel ce se teme de Domnul și are frică de el. Sunt familii
care trăiesc în rău. Bărbați nepocăiți, femei nepocăite, nu se îmbracă cuvincios, nu vorbesc frumos, nu se țin de adunare. Și tu te uiți la dânsul și spui ca băiatul lui Asaf, îmi era gata să mi se lunice piciorul când mă uitam cu jind la cei ce făceau rău. Dar până la urmă am văzut sfârșitul lor. Simon cu Miriam. Nu știu ce prieteni de familie o să aveți voi. Nu vă uitați la aia care nu vin la adunare. La aceia care n-au treabă cu pocăința și care au casă și mașină și lucru. Eu știu că la urmă fericirea e pentru cel ce se teme de Domnul. Și asta trebuie să știm toți. Doamne ajută-ne, amin? În Isaia 50 cu versetul 4 spunea prorocul lui Dumnezeu: Domnul mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez pe cel doborât de întristare. Sunt momente în viață când nevasta e la pământ, Domnule. Momente în care ea rămâne însărcinată și îmi spunea nevasta: măi, tu nu știi ce-i asta. Îți vine să plângi fără motiv. Mă duc, măi, de ce plângi? Nu știu, dar plâng. Sunt momente când bărbatul vine acasă supărat, a avut o problemă la servici. Ce bine când celălalt are o limbă ca să învioreze. Măi, uite-te la el. El e supărat. Nu-l mai năcăji, vorba fratele Octavian, cu comunicarea ta. Nu-l mai chinui. Lasă-l. Ia-l cu buna, ridică-l. Eu nu pot să dau exemple acum practice, că am o grămadă de exemple, dar nu-mi încape vremea. Dar o femeie înțeleaptă știe să învioreze cu vorba. Un bărbat înțelept știe să învioreze pe cel doborât de întristare. Vezi că e amărâtă, vezi că e întristată, vezi că are o problemă. Ridică-o frumos, înviorează-o, asta e o știință. Asta e dovadă de înțelepciune. Și spunea prorocul: Domnul meu, da și o ureche ca să ascult ca un ucenic. Câteodată în familie ne mai trebuie și urechi. Nu numai limbă. Ne mai trebuie și urechi. Lasă-mă să spună ce are de spus. Ascult-o, fiicul are aminte. Lasă-l pe bărbat să spună. Eu vorbeam din Iacov 1 cu 19 gramnic la ascultare. Și le spuneam la surori: măi, când bărbatul vrea să spună ceva, fă-ți timp și ascultă. Fă-ți timp și ascultă, că poate nu te interesează, poate ți-o mai spus odată asta, dar fă-ți timp și ascultă. Și eu spuneam odată, am venit de la servici și am vrut să-i povestesc ceva a nevastă. Un maestru m-a contactat și îmi spui ceva, nevastă facea mâncare pentru mine. Și eu îi povestesc, ea se duce în magazin și aduce un bulion. Eu mă duc urmă, îi povestind. Ea vine și mestecă, mă mălică, eu povestesc. Ea se duce nu știu unde. Și mă zic, bă, dar ce umblă ta să-ți povestesc? Nu i-am mai spus. M-a pus, după ce am pus la masă, ea vine și ce vreau să spui mai înainte? Nu îți mai spun. Trebuie să mă ascult mai înainte, nu? Deci Domnul ne dă o limbă iscusită, dar Domnul ne dă și o ureche. Asta e dovadă de înțelepciune. Să ne dea Domnul, amin? Amin. Mai vorbesc de o furtună mare pornită pe mare. Era o furtună în care era gata să înnece, să corăbieri, o aruncat jos, încărcătura. Fiecare se ruga la Dumnezeu lui. La un moment vine un om, un proroc. Și Domnul Iisus a spus că ăsta a fost proroc. În Iona, capitolul 1, versetul 12. Și spune: oameni buni, luați-mă și aruncați-mă în mare, pentru că știu că furtuna asta e din cauza mea. Înțelept e cel care știe să-și asume o greșeală pe care o comis-o. Măi, dacă am greșit, iartă-mă, eu am greșit. Când se întâmplă ceva ce nu-i bun la tine în casă, la tine în familie, îți dai seama că e din cauza ta? Eu predicam odată într-o adunare de aici și a venit un prieten de-al meu la mine și spune: Dragoș, eu în 32 de ani de atunci nu mi-am cerut niciodată iertare de la nevastă. Dar drept e că nici nu i-am greșit niciodată. Măi, m-am uitat la el, mă, perfect, măi, sfântule, măi. Acum, Iona, până la urmă, când a văzut dezastru ce se întâmplă, el se știa cu musca, picăciul, vorba românul. Și a spus: oameni buni, aruncați-mă în mare, că știu că din cauza mea s-a stârnit furtuna asta.
când ai o greșeală și e evident și o știu tăți, cum din numai tu nu o știi? Cum din numai tu nu o știi? Că e din cauza lui ăla, din cauza aia, din cauza lui mama, lui tata, lui socru, lui soacra. Nu, numai din cauza ta nu. Dovada înțelepciunii este când recunoști o greșeală pe care ai făcut-o și îți ceri iertare. Acum nu vreau să văd dacă aici sunt oameni care au greșit și care și-au cerut iertare. Nu, nu, nu. Eu vreau să plec cu o plăcută aducere a minții. Mai am o zi de stat în Melbourne și vreau să am o amintire frumoasă despre dumneavoastră. Dovada înțelepciunii, cunoașterea, e știința. Și acum eu am pus câteva întrebări. Știu că ești o femeie frumoasă, da? O știut Haman să se abțină, o știut el din Eclesiastul că fericirea e pentru cei ce se tem de Domnul, o știut Isaia să învioreze cu limba, o știut Iona când e vinovat. Ce notă vă puneți dumneavoastră la întrebările astea? Hai, de la 1 la... La noi notația e de la 1 la 10 în România. Dar eram cu fratele Octavian în Ucraina și a venit o fată de la școală, eram într-o familie. Și am spus, dar tu înveți bine? O zic, da. Și ai luat note azi? Da. Ce notă ai luat? O zic, 12. Și noi am început să râdem, cum să iei 12? Dar mama s-a spus, nu, la noi notarea e de la 1 la 12. Acum dacă la Melbourne notarea e de la 1 la 10, eu aș vrea ca voi să luați nota 12. Amin? Doamne ajută! Exprimarea înțelepciunii este și în activitățile zilnice, cotidiene. O vorbi fratele Octavian și nu repet predica lui. Înțelept este acela care știe să vorbească. În Psalmul 45 spune, capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Care este înțelepciunea în vorbire? Înțelepciunea e să alegi momentul când să vorbești și momentul când să taci. Asta e o artă, fraților. Eclesiastul spune în capitolul 3, vorbirea așa are vremea ei, tăcerea așa are vremea ei. Vai de cel care le încurcă. Eu aș dori ca Domnul să o binecuvinteze pe Miriam. Nu știu cât vorbește. Vorbește mult sau încă nu știi? Mie mi se pare că Simon vorbește mult. Am avut câteva discuții cu el și vorbea așa. Măi, Domnul să vă dea înțelepciuni în vorbire, dar alegeți așa cu măiestrie, cu știință, momentul când vorbiți. Nu încercați să vorbiți amândoi odată și nu încercați vorba fratele Octavian să tăceți amândoi odată. Nu-i dovadă de pocăință. Apoi când vorbiți, vorbiți întotdeauna pentru binele casă. Așa ca Abigail, avea un bărbat, Nabal. Știți ce înseamnă Nabal, da? Și ea știa cum e bărbatul, dar l-a luat pe David și a vorbit, eu îți divină, eu n-am văzut pe robii tăi, eu dacă eram mai atentă, știți că o salvat pentru moment casa? Că numai Dumnezeu a intervenit și a murit Nabal. Dar David a fost scăpat de o răzbunare, întotdeauna să vorbiți pentru binele casei. S-ar putea la un moment dat, Miriam, să ai o nemulțumire. Eu nu-mi doresc. Dar s-ar putea, că viața e viață. Nu te duci repede la mama, la tată. Băi, ce mi-a făcut Simon, la prieteni, la telefon. Nu pune pe Facebook asta. Lasă să treacă. Și mâine o să fie mai bine. Simon, la fel. Ea s-ar putea să o prinzi așa, într-o postură neplăcută, un pic supărată. Nu da telefon la straja. Mama, m-am însurat eu, dar ce e australian că mi-a luat? Nu, 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 că mâine o să fie altfel. Nu vorbiți casa de rău. Nu vorbiți în public nici problemele intime ale voastre. Nu faceți glume, astea nu sunt lucruri de glumit. Astea sunt lucruri care sunt pentru voi. Înțelept este acela care alege bine momentul vorbirii. Înțelept este acela care vorbește pentru binele casei sale. Amin? Și apoi mai vorbește Scriptura, nu numai înțelept în vorbă, și înțelept la treabă, la muncă. În Proverbe, parcă 22 cu 29 spune, când vezi un om iscusit la lucru, păi locul lui e pe lângă împărat.
Eu mă rog Domnul ca să le dea înțelepciune și la lucru. Sunt bărbați care le fac pe toate acasă. Dacă e vorba de curent, e curent, de instalații, instalații, dacă e vorba de zidit, zidește, dacă e vorba de făcut mâncare, face mâncare, este unul pe care mâinile legate, Domnul, pe care cătușă. Nu se pricepe la mic, nu poate face nimic. Și așa sunt și femeile. E cât o femeie, e gospodină, Domnule, face tot ce vrei. Cine mai spui și gata, ea face. Și câte una, 10 telefoane și tot greșește rețeta. Nu sunt la fel de înțelepte toate. Eu pentru Miriam mă rog Domnul să dea înțelepciune și la vorbă, dar și la lucru. Vorbește Scriptura de femeile iscusite care au construit cortul. Vorbește de bărbații iscusiți care au participat la zidire. Și astfel mă rog și pentru Simon. Să-ți dea Domnul înțelepciune să fii înțelept în casă și la vorbă și la muncă. Amin? Mă uit la ceas acolo, e 37. Câteva cuvinte. Înțelepciunea se demonstrează prin asumarea responsabilităților. Noi avem responsabilități. Suntem, în Biblie apare expresia a da socoteală. Eu am responsabilități înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că m-am născut. Eu sunt unul din cei care ocupă planeta Pământ, din cei 7,5 miliarde. Și eu am responsabilități înaintea lui Dumnezeu. Eu respir aerul lui, beau apa lui, mănânc pâinea lui și sunt responsabil de gândurile mele, de vorbele mele și de faptele mele. Fiecare în parte are responsabilitatea aceasta. Cel care înțelege responsabilitatea este înțelept. Și apoi, spun eu, noi răspundem și de alții. Deci eu răspund de mine, dar mai răspund și de alții. Asta poate fi un act voluntar. De ce răspund de alții? Pentru că eu mi-am asumat anumite responsabilități. Aduceți-vă aminte discuția lui Iacob cu feciorii. Și la un moment dat vine Iuda și spune: tata, mă tali încurci. Noi murim de foame, femeile, copiii n-au pâine. Noi trebuia să mergem în Egipt după mâncare. Nu vrei să naști pe Beniamin? Și Iuda iese în față și spune: tata, răspund eu pentru el. Lasă-l la mine. Dacă nu ți-l voi aduce înapoi, să fiu eu vinovat. Și dintr-o dată Iuda, din proprie inițiativă, își asumă responsabilitatea. Asta se aplică și în familie. Dintr-o dată Simon spune: eu vreau să mă căsătoresc, vreau să mă însor. Nu-l obligă nimeni, nu-l forțează nimeni. El vrea, tu vrei, nu? Tu ai vrut să te însori. Nu, dacă ai vrut să te însori, de acum ți-ai asumat o responsabilitate. De ce? Pentru că ai vrut tu. Sau în cazul pocăinței, același lucru. Te ridici în picioare: frate, vreau botezul. Nu te obligă nimeni, tu vrei botezul, dar dacă te-ai pocăit, ai niște responsabilități. Și în familie, dacă te-ai însurat, frate Simon, eu sunt cu tine, că-s bucovinean, dar n-am ce-ți face, ai niște responsabilități, niște lucruri de care tu răspunzi. Acum, când îți asumi o responsabilitate, nu o faceți cu grabă. Eclesiastul 5:2. Nu vă puneți chezași pentru lucrurile materiale, Proverbe 22:26. Nu împrumuta banii, nu gira în bancă pentru altul, mi-i plin capul de nenorociri din România. Nu știu, la voi poate altfel. Când noi, adunarea noastră, am pus bani și am cumpărat casă și apartamente la copii care îi da afară, că tasa a împrumutat și nici mamă sau nici nu știut. O gira la un prieten, el a luat bani și a plecat. Nu girați, nu te pune chezași. Că pentru ce să-ți se ia patul de sub tine? Și mai ales, nu conta pe ajutorul altuia. Domnul Iisus în Matei dă o pildă cu un om care avea o vie, o dat-o în arendă, când o trimis robii, ăia nu vreau să-i dea și a spus: voi trimite pe fiul meu, îl vor primi cu cinste. Știi ce a făcut cu fiul? L-a omorât. Nu conta pe ajutorul altuia. Eu vin în Australia, ei din Australia. Nu știu, ei stau bine în socle. Da.
Au, așa? Nu te însura pe baza asta. Eu am întâlnit băiat care mi-a spus, eu dacă mă însor, socrul meu are echip, îmi face casa cumnață într-o lună, e gata. Deci în 10 ani nu e făcut. O spus, noi avem de lucru, te-ai însurat, fă-ți casă, băiete. Altul avea pecul și spunea, de socrul meu care un plin de benzină să-mi deie. Și nu i-a dat niciun plin de benzină. L-a ajutat mai târziu, dar la început o să-l pună la treabă. Când pleci în căsătorie, nu conta pe ajutorul lui socrul, lui soacra, lui cumnața, adunării, nu, nu. Pleci pe spatele tău și pe spatele tău. Amin? Doamne ajută din aceasta. Există niște responsabilități pe care noi trebuie să le împlinim. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune în privința aceasta. Fraților, un frate din adunare, când a văzut că mă uit la ceasul acela, mi-a dat un ceas. Dar e așa de frumos că n-am vrut să-l pun la mână. Mă uit încă la ceasul acela, 3 minute și apoi terminăm predica. Vreau să vă spun un lucru. Responsabilități în cadrul familiei are și Miriam, responsabilități le ai și tu, pentru că ați vrut să le aveți. Voi v-ați angajat. Iau o vrumăritate. Tu ai vrut măritate? Ai vrut. Recunoaște. Și tu ai vrut să însurați. Păi dacă ați vrut să vă căsătoriți, de acum aveți niște responsabilități ale voastre. Și asta e dovadă de înțelepciune când ai astfel de responsabilități. Vă mai spun un lucru. În viața de familie sunt lucruri importante. În viața de pocăință sunt lucruri importante. Și diavolul știe asta. Și el încearcă să ne distragă atenția. O întâmplare din Scriptură. Ahab îl bate pe Ben-Hadad, împăratul Siriei. Și îl e prizonier și dă drumul. Să fie când merge Ahab acasă, unul din fiii prorocilor iese înainte bandajat la cap, vorbesc așa pe scurt, și spune, împărate, scapă-mă, dar ce ai pățit, măi? Eram pe câmpul de luptă, și a venit cineva și mi-a dat un prizonier. A spus, viața ta răspunde pentru a lui. Și acum? Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, ăla a fugit. Și împăratul spune, tu ți-ai rostit o sânda. Eu am rămas la expresia aceasta. Robul tău făcea câte ceva așa încoace și încolo. Ce făcea omul ăsta? Nimic? Adică pierdea timpul, nu? Eu vă întreb pe dumneavoastră, ce faceți voi miercuri seara când e adunare și voi nu veniți la adunare? Ce faceți? Câte ceva pe acasă. Așa încoace și încolo. Adică lăsăm lucrurile importante din viața de pocăință și ne pierdem timpul cu nimic. Dacă întrebi ce-i frate? Păi m-am dus până în grădină, m-am dus până în șur, am vorbit cu un vecin și a trecut timpul de adunare. Responsabilitatea este, tu ai lucruri importante în viață, nu pierdeți timpul, țineți-vă de adunare, țineți-vă de pocăință și Dumnezeu să vă ajute, amin? Și ultimul gând, scurt, Solomon făcea comerț cu Hiram, împăratul Tirlu, și aducea de acolo lemn de cedru, aducea fildeș, aur, argint și împăratul Tirlu-i mai băga pe deasupra, era contract. Maimuță și păun. N-avea Solomon nevoie de maimuță și păun. Dar el a spus, mă, dacă iei atâta lemn, îmi cumpiri și atâția păun. Câteodată așa e și în viața de familie. Noi aducem nevasta acasă, aducem aur, argint și bogăție. Dar are ceva și de la păun. Pornești motorul, deschizi ușa la garaj, claxonezi de două ori, nu vine. Când se duce, e tot în oglindă. Hai, măi, nevastă odată, măi. Nu există femeia perfectă, ideală în lume și nu există bărbatul ideal. Noi când ne căsătorim, îl luăm cu multe de calități și cu puține defecte care le are, dar le are. Să ne așteptăm la asta. Odată știu un caz, sigur, când cineva s-a măritat, s-a căsătorit cu un băiat așa din înalt, subțerel, frumușel, cu găuri în obraz, avea un pic ondulat, murea după el tot. Așa e, dar era băiat bun. Și odată merge cineva în vizită la ea și ea căuta așa supărată pe internet. Dar ce cauți tu?
Ceva pentru sfărăit. Am eu așa sfărăit de nu pot să dorm în el. Apoi, na, el e frumușel, dar sfărăit. Asta e nunta, asta e viața, astea sunt lucrurile. Nu există nici în Australia, nici în lume un bărbat perfect. Nu vă așteptați. Singurul om ideal a fost Domnul, el nu a fost căsătorit. El va face nuntă și aceea nuntă o să fie ideală, fără greș. Până acum luăm viața așa cum este. Calitățile le apreciem, le încurajăm, defectele scăpăm de ele sau le îngăduim sau le îndreptăm, dar luăm viața așa cum este. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am vrut să vă spun că exprimarea înțelepciunii prin cunoaștere. Trebuie să știți să vă apreciați unul pe altul. Exprimarea înțelepciunii prin vorbă, să știți să vorbiți frumos. Și prin muncă, să știți să lucrați bine. Exprimarea înțelepciunii prin asumarea responsabilităților. Miriam, eu mă rog Domnul ca tu să fii o nevastă credincioasă și o mamă veselă în mijlocul copiilor tăi. Simon, eu mă rog Domnul să te facă cap și preot în casa ta. Și ai responsabilități, vi le-ați asumat. Răspundeți pentru voi și pentru cei care vi va da Domnul. Amin.